Proiectul de lege supus miercuri dezbaterii publice prevede că perioada de stagiu se va putea organiza la debutul în profesie o singură dată după fiecare formă de învățământ de nivel superior absolvită. Programul va cuprinde planificarea activităților care urmează să fie desfășurate în funcție de nivelul cunoștințelor teoretice și de deprinderile practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu. Inițiatorii proiectului au precizat în nota de fundamentare că prin adoptarea noului cadru legislativ se estimează o reducere a șomajului în rândul tinerilor absolvenți de studii superioare. Da, sunt de acord cu acest stadiu de practică, deoarece nu mai ne omoară practica. Punem teoria pe care am învățat-o în 4 ani de studii, 5-6, îi punem în practică și ne specializăm. Mi se pare o idee foarte bună. Eu cel puțin sunt anul 3 la facultate și am început de anul acesta. M-am înscris într-o organizație unde sunt admiși doar studenții de drept și am început practica de anul acesta. Te ajută să evoluezi un pic mai mult față de ceea ce faci în facultate. În facultate doar înveți. Crești performanța fiecărui angajat și atunci, oricum, chiar dacă ai făcut o facultate, încă mai înveți în primul an de ca și angajat. Activitatea tinerilor pe toată perioada stagiului se face în baza contractului de adaptare profesională sub îndrumarea unui formator care va propune modalități de rezolvare a lucrărilor repartizate acestuia, va supraveghea modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat și va întocmi la sfârșitul stagiului un referat în vederea evaluării. Referatul întocmit cu 5 zile înainte de terminarea perioadei de stagiu va fi adus la cunoștința stagiarului în termen de 3 zile lucrătoare de la data completării. Acesta poate contesta raportul dacă este nemulțumit de calificativul de evaluare. Perioada în care se va desfășura activitatea în baza contractului de adaptare profesională va constitui vechime în muncă și stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat. Salariul de bază lunar al stagiarului stabilit prin contractul individual de muncă va fi egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat pentru un program de 8 ore pe zi. Finanțarea stagiilor de adaptare profesională se poate face din bugetul propriu al angajatorului, din Fondul Social European, din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau din sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice. Proiectul de lege va fi în dezbatere publică până în 24 noiembrie.